A venit la închisoare pentru omor, spune însă că nu a făcut nimic. Strigă cu disperare către justiție și vrea să demonstreze că i s-a făcut o nedreptate. Bine v-am regăsit, sunt Adriana Stoicescu și așa cum v-am obișnuit, urmează Condamnații, emisiunea poveștilor de după gratii. A mințit spunând că a comis o faptă care nu i aparținea. A făcut acest lucru pentru a-și salva fratele. Justiția nu i-a crezut nici pe unul, nici pe altul. Astfel au ajuns la închisoare pentru ani grei, fiind condamnați pentru omor. În momentul ăla nu mi-am dat seama ce fac. N-am știut cum e închisoarea, n-am știut cum e viața de aici. Nu m-a interesat atunci, în moment, că pierd familie, că îmi pierd libertatea, că îmi pierd tinerețea, că îmi pierd familia, că îmi pierd concubina, că îmi pierd tot. Am pierdut pur și simplu tot, fără să fac nimic. De ce ți-e dor de afară? Primul și primul rând, mi-e dor de libertate. Mi-e dor de... să simt că trăiesc. Nu pot să mă bucur de copilăria mea. Avea 18 ani când a trecut, pentru prima dată, de poarta unei închisori. Nu știa absolut nimic despre lumea în care avea să intre. Era împreună cu fratele său, mai mare, cu 7 ani ca el. Era speriat și avea senzația că viața lui s-a oprit brusc, parcă îi căzuse cerul în cap și nu înțelegea de ce. Era la începutul vieții și avea visuri multe. Voia, ca orice adolescent, de vârsta sa, să-și atingă cu mâinile visurile. Numele acestui tânăr este Claudiu Teodorescu și s-a născut în Vechiul Târg al Iașilor. Ce s-a întâmplat? De ce ai ajuns aici? Nu știu cum să încep, că am mari emoții. Într-o zi de duminică, 2021, seara, m-a chemat fratele meu la el și mi-a zis dacă mă duc cu el cu prietenul lui la un prieten de-al lor ca să-și ia banii. Că avea ceva bani de luat de la persoana vătămată, prietenul lui frate meu. Și eu dacă mă duc cu ei, că dacă nu are bani ca să de ce avea datorie, eu schidă un porc. Și am zis că bine, haide că vin. Când am ajuns acolo, era vreo 6 seara, 6 jumate, nu mai știu exact, nu era nimeni la o fermă. Tot am strigat, nu s-a răspuns nimeni. Frate meu cu colegului de care erau prieteni, au intrat înăuntru, în fermă. Eu am rămas la mașină. Văd ca să meargă să vadă, poate e în spate, poate, nu știu. Nu a răspuns nimeni. Au găsit o rezervor de motorină, vine la mine la mașină, frate meu, și zice, bă, am găsit un rezervor de motorină, hai să luăm niște motorină, zice că nu avem motorină pentru mașină. Păi zic, eu am venit aici ca să luăm porc, nu să luăm motorină. Da, dar zice, dacă tot nu-i persoana aici, zice, haide să luăm niște motorină. Bă, zic, dacă știam că mă chem pentru asta, nu veneam. Am început să mă cert un pic cu ei acolo, în fine. Am luat vreo 7 sau 8 bidoane de motorină, de alea mari, le-am încărcat în mașină și am plecat spre casă. Era vreo 7:30, că nu dura mult, vreo 15-20 de minute până am băgat motorina în bidoane și după aia am pus-o în mașină. La intrare în sat, eu m-am certat cu ei, m-am dat jos din mașină, eu m-am dus acasă la mine că stăteam separat cu concubina mea, el stătea separat la părinții mei. El e mai mare ca mine, are 28 de ani. Și la intrare în sat m-am dat jos, m-am dus acasă, el s-a întors înapoi ca să mai ia motorină. Eu am spus, eu nu mai vin. Când s-a întors înapoi, persoana vătămată era acolo. Era plecat în timpul ăla când am pus noi acolo. Când s-au întors înapoi, nu știu ce s-a întâmplat, o că s-au bătut și au murit după, nu știu, 4-5 ore după ce l-au bătut. L-au pus acolo înăuntru, nu știu cum, ce au mai făcut, ce n-au făcut. Mâine zi mă sună frate meu și mă cheamă până la el. Haide până la mine urgent că trebuie să vorbim ceva. Păi nu pot să duci la telefon, cam de lucru. Nu, haide până la mine. Bine, haide că vin. Pe Claudiu l-am întâlnit în urmă cu o lună în penitenciarul de maximă siguranță de la Arad. Mi-a atras atenția tristețea lui imensă.
Mi-a spus că e disperat, că vrea să demonstreze că este nevinovat. A primit o sentință grea, 18 ani de închisoare pentru omor. Povestește cu lacrimi în ochi că el nu a ucis. Când am mers la el, a început să plângă, să mă ia în brațe și a zis către mine, am nevoie de ajutor tău. Numai tu poți să mă ajuți. Eu, frate, da, cu ce pot să te ajut? Ce-ai pățit? Zice, uite ce s-a întâmplat aseară după ce m-am întors înapoi acolo. A venit omul, l-am bătut, a murit. Știi, acolo unde a fost remorcuța, a venit acolo la noi, i-am dat câțiva pumni, niște picioare în burtă, în stomac, nu știu ce mai făcut el pe acolo, cum s-a bătut. Și a murit omul. Păi zic, cum a murit omul, măule? Și a murit omul. Și ce vrei să-ți fac eu? Uite, tu nu ai antecedente penale, tu nu ai mai avut probleme cu legea, ești primar, gândește-te la copiii mei, că am 3 copii minori. Zice, eu am mai fost cu faptă cu violență, cu persoană sechestrată, am mai făcut 8 ani. Zice, risca să-mi iau pedeapsă pe viață ceea ce s-a și întâmplat. Și eu atunci, la acel moment, la disperarea aia de frate, i-am zis, bă, uite care e problema. Asta este, dacă tu ai făcut-o, eu o iau pe mine. Dar tu scapi? Zice, nu cred că scapi de tot, dar zice, o să-mi iau și eu 4-5 ani și tu vreo 10. După cum l-ați auzit, și-a însoțit fratele chipurile să ia un porc. Odată ajunși la destinație, lucrurile aveau să ia o întorsătură urâtă. Proprietarul pe care îl căutau nu era acasă. S-au hotărât pe moment să-l fure. Claudiu era pentru prima dată când era părtaș la o infracțiune. Povestește cu o amărăciune ieșită din comun că nu a dorit decât să-și ajute fratele. A aflat a doua zi că bărbatul de la care au furat benzină a murit. Cel care îi luase viața nu era nimeni altul decât fratele său. Cum a fost când ai auzit condamnarea? A fost un moment groaznic. Repet, în continuare, când am auzit sentința, abia atunci când m-am uitat, nu venea să cred. Intru la 20 de ani, că la 20 de ani am intrat și ies la 38. A fost pentru mine un șoc și este un șoc în continuare, care nu mai știu cum să ies, nu mai știu cum să reacționez, nu mai știu cum să vorbesc, nu mai știu ce să fac. Am intrat într-o disperare de asta în care nu știu cum să o controlez. Ai vorbit cu un avocat? Da. Și avocatul ce ți-a spus? Sincer să vă spun, doar să-mi ia banii. N-are rost să mă ascund. Ala îmi spune că mă scoate, am 4 avocați. Toți au spus că mă scoate. Când am fost în instanță după ce le-am dat banii, o respins, ce vrei să fac? Păi, domnule, te-am plătit? Pentru ce? Ai venit la mine și mi-ai spus, Claudiu, da, ai martor? Da, am. Frate, tu și-o recunosc cu fapta? Da. Bun, ai să scapi. Și tu ce ai făcut? Doar mi-ai luat banii și atât? Sunt un copil sărac. Eu am muncit pentru banul ăla. Eu munceam cu un om de la noi din sat, care lucrează la construcție, aveam 8.000 de lei pe lună, în care eu nu consum alcool, nu fumez, nu beau, nu scu aparatele, nu scu nimic. Doar îmi întrețineam familia și atât. Aveam grijă de ai mei, de concubina mea, pe care când m-au arestat, am primit un telefon și mi-a spus că este însărcinată și după 2 săptămâni au pierdut sarcina. Și atunci nici mandatul nu m-a afectat atât de tare încât m-a afectat când mi-a spus că au pierdut sarcina. Era însărcinat în 2 săptămâni și când am auzit, uite să zic că și părul pe mine, am simțit că s-a terminat totul pentru mine. Venea să-mi iau zilele, nu mai știam ce să fac. Stând aici în penitenciar, n-ai ce să înveți. N-am ce să învăț de la nimeni, nu-ți explică nimeni. Aici toată lumea spune că ai de învățat aia, ai de învățat aia, ai de învățat, dar n-ai de învățat nimic. N-am ce să învăț la alt hoț ca și mine, sau al hoț ca și criminal ca și mine, sau al criminal ca și mine. Ce să învăț de la ăla? Să-mi povestească fapta lui, nu mă ajută cu nimic. Sau eu să-i povestesc fapta mea lui, iar nu-l ajută. Certuri,
să bați, să taie, să... E oribil. Eu spun realitatea cum văd și cum este. Pentru a-și salva fratele, a spus că el a ucis. A realizat ceea ce a făcut după prima noapte în arestul poliției. În declarațiile pe care le-a dat anchetatorilor, ulterior, a spus că a mințit. Inclusiv fratele său a recunoscut că el este cel care a omorât. A recunoscut doar că a furat. Nu a fost însă crezut. El a fost condamnat la 18 ani pentru omor, iar fratele său a primit detenție pe viață. Și stând aici în penitenciar, mi-am dat seama că nu a făcut bine și mă chinui de 1 an și 4 luni ca să dovedesc că nu sunt vinovat, am martori, am tot, ca să pot să dovedesc pe cum eu nu am comis această faptă de omor. Mi-am recunoscut, am fost și în fața instanței și am spus: domnul președinte, recunosc că am furat, recunosc că am mințit, dar nu am omorât. Eu am recunoscut furtul și mie mi s-a băgat tâlhărie și omor. Dar nu înțeleg cum am putut să fac două fapte în același moment. Ori te-am tâlhărit, ori te-am omorât. Câteodată eu nu am luat nimic, n-am văzut persoana aia. Recunosc că eu am greșit, nu trebuia să declar așa ceva. Pedepsiți-mă că am mințit instanța. Dar nu mă pedepsi fără probe, fără dovezi, fără nimic. Fac o grămadă de contestații la Tribunalul Arad, ceea ce nu mai înseamnă deloc. Eu vorbesc cu ei și ei se uită în altă parte, nici măcar nu se uită în ochii mei ca să-mi spună: bă, uite care e problema. Tot îmi vine la cameră citații ca să plătesc pe cum am fost la instanță, dar nu vin motivările de ce mi se respinge. Tot îmi scrie inadmisibil, 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 dar fără vreun motiv. Și acum eu nu mai știu ce să fac. M-am uitat la televizor, am văzut emisiunea dumneavoastră și mi s-a părut interesant și am zis să încerc, să văd, poate și mă duc și aici ca să spun și aici, ca să vadă că nu s-a terminat, ca să vadă că eu nu sunt vinovat, eu mă duc oriunde. Dar în primă instanță, când tu, după ce ai vorbit cu fratele tău și ați stabilit să iei asupra ta, tu ce ai spus atunci în instanță, când ai fost condamnat? Eu, când am fost condamnat, tot ce a fost mai grav a spus asupra mea. Că, adică în ce a constat tot ce a fost că mai el, grav? Că eu am dat cu bâta, că eu l-am bătut, că eu i-am rupt coastele, că ce am mai avut acolo, nici măcar nu am văzut fișa medico-legală. Fișa medico-legală scrie că i-a dat colegul nostru de faptă, i-a dat cu piatra în cap și a murit de la piatra aia ce i-a dat cu piatra în cap. Bun, dacă ăla i-a dat cu piatra în cap, pedepsește-l pe ăla ce i-a dat cu piatra în cap. Nu pedepsă și pe mine. Pentru același lucru. S-a făcut o reconstituire? Da. Tu ce ai reconstituit dacă n-ai fost acolo? Am fost la furt. Eu știam reconstituirea din cauza că am fost la furt. Era ziua. Era 6:30. Se vedea afară cu ochiul, fără lanternă, fără nimic. Se vedea destul de bine. Și atunci ei mi-au spus: uite unde e remorcuța asta, l-am bătut, la 2-3 metri a murit, în cameră, cum intri în stânga, imediat intri în stânga, mai faci intri în dreapta, mai faci o stângă și în față e patul. L-am pus cu fața la perete și înghemuit. Era foarte simplu de explicat ca să pot să fac reconstituirea. De aia au luat domnul procuror și domnul judecător o concluzie în care eu am participat la faptă, de-aia i-am spus. Dar tu știai toate aceste detalii, ți le spusese fratele tău? Detalii despre om care a murit, da. Dar despre reconstituire în legătură cu unde era motorina și ce am mai luat noi de pe acolo, știam pentru că am fost că le-am furat. Asta recunosc. Fratele tău a fost și el condamnat? Da, eu da pe viață. De ce? Tot pentru fapta asta. Că suntem de aceeași faptă, este în trei fapte. Și la celălalt colegă, nu? Și-a luat 28 de ani. Într-o la nume, dat seama ce fac, că n-am știut cum e închisoarea, n-am știut cum e viața de aici, nu m-a interesat atunci, în moment, că pierd familie, că îmi pierd libertatea, că îmi pierd tinerețea, că îmi pierd familia, că îmi pierd concubina, că îmi pierd tot. Am pierdut pur și simplu tot, fără să fac nimic. De ce ți-e dor de afară? În primul și primul rând, mi-e dor de libertate. Mi-e dor de... să simt că trăiesc. Nu pot să mă bucur de copilăria mea. Claudiu are acum 21 de ani. Este la o vârstă la care, dacă era liber, ar fi mutat munții din loc.
Este mult prea tânăr pentru lumea în care judecătorii l-au aruncat. Când a intrat în malaxorul justiției, iubea, urma să devină tată. Viața i-a mai dat însă o palmă. Femeia iubită a pierdut sarcina și, apoi, când a fost arestat, l-a părăsit. A rămas doar cu amintirile. Cum a fost când ai auzit sentința? Nici nu vreau să... Am simțit că s-a terminat tot. Pentru că dacă făceam acest lucru, de-abia atunci eu m-am dat seama de ceea ce am făcut. Că n-am declarat bine, că n-am făcut bine, că n-am prețuit nimic. Și dacă pe mine, când m-au arestat, conform legii, scrie și în codul penal, că dacă ai comis o faptă de omor, trebuie ca să se ducă la un psihiatru, ca să vadă dacă ai avut discernământ sau n-ai avut discernământ. Pe mine nu m-a dus nimeni nici unde. Nici pe mine și nici pe fratele meu, nici pe celălalt. Ce cu noi faptă? Când m-au luat în arest, m-au bătut mascații, nici măcar nu m-au controlat. I-am spus, domnule, da, nu mai pot să-i respir. Când mă îndrept, nu mai am aer. Și ce o să termin? Ești ură? Nu, treci la cameră. Și dacă nu vrei să-ți mai dau o serie. N-am mai zis nimic. Eram speriat. N-am avut probleme cu legea niciodată. N-am o amendă. L-am un dosar penal. N-am nimic. Eu am dovedit. Am avut martori. Am dus martori în instanță pe cum aveam loc de muncă asigurat. Pe cum aveam casa mea, pe cum stăteam doar eu cu concubina mea, singur. M-am întreținut. De la 18 ani nu m-a întreținut nimeni. Ba din contră, ajutam familia mea și familia ei. Și cu toate astea, am și martori pe cum la ora respectivă omul a murit la ora 10 seara. Eu am martori pe cum eu nu am comis fapta. Și nu vrea să-mi aprobe instanța martorii. Îmi spune ca să duc probe solide. Dar cum vrea ca să duc probe solide dacă ei nu mi-aprobă mie martorii? Când eu doar prin martori pot să dovedesc. Ce vrea să-i duc? Fratele meu și-a recunoscut cu fapta, celălalt și-a recunoscut cu fapta, eu m-am recunoscut vinovăția mea, pe care eu am făcut-o. Da, mă recunosc. Dar dacă ei și-au recunoscut cu fapta, pe cum mai condamn tu pe mine la acele lucru? Fratele tău niciodată n-a spus în instanță că nu ai participat și celălalt? A spus. A spus în instanță că nu am participat și el și celălalt. A spus că ei m-au învățat ca să declară așa și tot nu s-a luat în considerare. Pentru ce s-au recunoscut faptele ei atunci? Mai bine nu s-au recunoștea și nu-și mai luau pedepsele, le-am rămâneau numai eu. Iubita ta cum a reacționat? Nici nu știu, că de atunci am văzut o singură dată. Și nici măcar nu am curajul să o sun, să-i spun. Pentru că eu nu eram o persoană care să fiu agresiv, să mă bat, să mă cert, să... Nu am probleme cu nimeni, în sat la mine, m-am înțeles bine cu toată lumea. Nu știu, eu am avut grijă de ea. Când au auzit, de fapt, când m-au luat mascația, m-au luat în pat, de lângă ea. M-au bătut, au început să plângă și atâta mă duc de aminte că mi-au spus, lăsați-l pe Claudiu în pace, că nu a făcut nimic. Că n-am mai apucat să aud nimic, că m-au luat mascația, m-au bătut, m-au băgat în dubă și m-au dus la tribunal. Oricine îl vede pe acest bărbat poate vedea foarte ușor suferința din ochii lui. Este disperat să-și demonstreze nevinovăția. Nu știe însă cum. A dorit să apară la televizor pentru a striga durerea. Poate îi ascultă cineva povestea, poate îi înțelege disperarea. El nu a dorit decât să-și salveze fratele de închisoare, pentru că mai fusese încarcerat și pentru că este tată. Nu și-a imaginat însă ce înseamnă pușcăria. Nu a crezut că poate exista atâta durere și atâta frustrare. Își amintește că și-a dorit să moară. A voit să uite de viață, de visurile sale, de dorințele lui nespuse vreodată. Ai avut vreun moment în care ai dorit să renunți la viață? Pentru că ai ajuns aici? Da. Când am văzut că pierd tot pentru nimic, am avut... Fratele tău e închis tot aici? Da, este cu mine în cameră. Și ce spune? Mi se rupe sufletul când îl văd aici și știu că poate o să mai iese, poate nu o să mai iese, că da pe viață și el este dintre noi, este între băieți și trei fete. El este singur cu care am înțeles și mă înțeleg cel mai bine. El știe cum sunt.
El mă cunoaște cel mai bine, el mă înțelege cel mai bine, el m-a ajutat cel mai mult și de asta am riscat tot pentru copiii lui. Și copiii lui pentru mine sunt tot. Duminică a fost la mine la vizită și m-a întrebat, uite, când vii acasă? Când vii acasă, când mi-e dor de tine, tot spui că vii acasă și nu mai vii. Și n-am mai ajut ce să-i spun. El a avut momente în care a vrut să renunțe la viață? Nu cred că nu mi-a spus nimic, dar dacă mie mi-a trecut prin cap la 18 ani, vă dați seama că lor deja are 28, o să iese la cine știe câți ani de aici, că de-abia la 25 de ani intră în comisie. De-abia atunci, și de atunci îți mai dă încă 5 ani amânare pentru faptă, după aia poate îți mai dă pentru regim, după aia să o grămadă de amânări parad, e foarte greu să dă foarte multe amânări, fără motiv. Ești la lucru foarte greu aici, e... nu știu cum să o spun. Tu ce faci de dimineața până seara aici? Păi, depinde la orele care mă trezesc. Când mă trezesc, mă uit la televizor, mai citesc din Biblie, fac sport, am un hobby cu sportul, îmi place să fac mult sport, dar acum de vreo două luni încoace m-am lăsat de tot, că nu mai mă axez foarte mult, mă consum foarte mult pe chestia asta, că nu pot să fac nimic, că știu că nu sunt vinovat și sunt condamnat la o pedeapsă de 18 ani în care mi-e și greu să mă gândesc. La atâți ani, dar mai să știu că îmi pierd toată tinerețea mea aici. Tot ce am eu mai scump mi se duce pentru nimic. Mi-e ciudă pentru că nu știu cum e legea aici, mă condamnă pe vorbe, nu pe probe, n-are nicio probă cu mine. O vin oamenii de la ce au cumpărat bunurile în instanță și au spus, domnule, da, copilul ăsta nu a fost la faptă. Îl condamnați degeaba. Vă rog, cum o să părăsi sala. N-am mai putut să zic nimic. Părinții mei se descurcă foarte greu. N-au avut atâția bani în care să ei așa mai retragi, mai nu știe cum să gestioneze situațiile. Eram singur acasă care aveam o meserie, eu pe toți duceam și învățam să muncească, că ei nu știau. Erau salori, silieri, cum se zice la noi. Eram singurul meserar de toată familia și care depindeau toți de mine. Dacă eu aveam de muncă, aveau și ei. Dacă eu nu aveam, nu aveau nici ei. La 17 ani am ridicat prima casă. De mâinile mele. Povestește cu o tristețe ieșită din comun că era încă un copil când a intrat în închisoare. Era extrem de speriat. Vuietul închisorii l-a amuțit, gratiile pe care le vedea, curțile de aer ca niște cuști. Intra într-o lume plină de remușcări și de neînțeles pentru el, copilul libertății. Ar fi dorit să se despice pământul și să-l înghită. Ar fi voit ca cineva să-i șteargă memoria, să uită unde se află. Să aduce aminte în prima zi când ai intrat în închisoare, ce ți-a atras atenția? Prima zi când am intrat în închisoare, m-a atras atenția gratele. Gratele din geam. Când m-am uitat în gratele din geam, am început să plâng ca un copil mic. De fapt, când am intrat pe arest și am văzut geamul ăla la 3 metri înălțime, în care nu avea nici aer. Când îi spunea la major să-mi deschide geamul, că se deschidea pe din afară, să mă certa. Zicea către mine, dacă mai zici odată ca să deschid geamul, cred că e în grupa. Păi, domnule, n-am aer. Eram singur în cameră, fără televizor, la întuneric. Stăteam 18 zile pe arest și 21 pe carantină aici. Fără televizor, singur în cameră, n-aveam cu cine să vorbesc. Atunci, nici atunci nu mi-am dat seama de ceea ce am făcut, pentru că aveam speranța aia cu să-l ajut pe el, pe frate meu. Și nu că am făcut-o pentru el. Cel mai mult am făcut-o pentru copii. Am făcut-o pentru copiii lui, că el a crescut, el e frate cum e doar de mamă. Și
eu am conștientizat că, bă, nu vreau să crește, să crească și copiii lui fără tată, m-a crescut și el. Și acum, uitați, sunt în situația asta, nu știu ce să mai fac, nu știu cum să gestionez, nu cunosc legea atât de bine, nu știu ce trebuie să fac ca să continui să dovedesc, ca să spun inovația mea. Tu în România ai epuizat toate căile de atac, adică te-ai dus la toate instanțele posibile unde puteai să te duci? Nu, mai am făcut vineri, am pus plicul la București ca să fiu audiat și de către București. Am mai făcut o dată, dar mi s-a respins. Am făcut la Curtea de Apel Timișoara, dar mi-a respins și Timișoara, a zis că nu este de compatibilitatea lor. Competența lor, ca să mă judece, nu se impune în fața tribunalului. Și am rămas așa. De ce ți-e dor de afară? În primul și primul rând, mi-e dor de libertate. Mi-e dor de să simt că trăiesc. Nu pot să mă bucur de copilăria mea. Nu pot să mă bucur de familia mea. Nu pot... Am două surori în care vreau să le cresc. Vreau să le fac un viitor. Vreau să le ajut. Pentru că n-are cine. Părinții mei se străduiesc în stânga și în dreapta, dar nu pot. Și aveam singur care puteam să... Am fost plecat în străinătate, îmi duceam oameni la muncă, la undeva aproape la 4.000 de euro pe lună, în care eu puteam ca să le ajut mult mai ușor, ca să le ofer un trai mai bun, ca să le fac casa lor, să aibă casa lor, să nu depindă de unul și de altul. Dar acum sunt aici și nu mai pot să fac nimic. Surorile tale ce au spus de toată situația asta? Sunt micuții, nu știu, una are 11 ani și alta 13. Vă dați seama că îmi pune tot felul de întrebări. Sora mea mică îmi spune, Claudiu, când vii acasă? Că eu stau în fiecare seară pe banca unde stăteai tu când erai acasă și tot mă uit în colț să văd dacă mai vii și vine o grămadă de lume de la muncă și când văd că tu nu mai vii, mă duc în spatele casei și plâng. Când vin la mine la vizită și am spus să nu mai aducă. Pentru că mi-e dor de ei, dar în același timp când îi văd, mă afectează. Claudiu este încarcerat în aceeași cameră cu fratele său. Seară de seară își aduc aminte de copilăria lor, de locurile natale. Fratele lui îi vorbește despre copiii pe care i-a lăsat fără tată. Claudiu îl ascultă, îi lăcrimează sufletul, dar încearcă să-l îmbărbăteze. Este fratele pe care el îl iubește necondiționat. Dintotdeauna s-a simțit cel mai aproape de el. Copiii lui parcă sunt și ai lui. Strigă însă în gura mare că el nu a ucis. Ce crezi că e cel mai important în viața unui om? Familia. Familia mi se pare cel mai de preț lucru pe care poți să-l dorești. Eu sunt familist. Și eu mă las pe ultimul loc, tot timpul. Iubita ta a rămas alături de tine? Nu. La vreo 3 luni de zile, 4 luni de zile, nu știu motivul, pentru că nu mai lasă părinții să vorbească cu mine. Poate că ea mai vrea să vorbească, poate că nu mai vrea să vorbească cu mine, nu știu. Am primit scrisori de la ea, i-am trimis scrisori. Dar nu știu, că nu lasă părinții să mai vorbească cu mine, că nu mai vrea ea să vorbească cu mine, nu știu. Dar îmi pare foarte rău. Sper să mă ierte, că m-am greșit. Și mi-a spus, Claudiu, nu te du. Claudiu, nu te du, că ajung la probleme. Lasă lor, că mă duc, Loredana o cheamă. Lasă lor, că mă duc cu ei ca să ajut să iau un porc, cât e. Să iau un porc. Bine, du-te, fă ce vrei. Și a început să plângă.
Și acum m-au rămas în minte momentele alea în care am vorbit cu el la telefon și mi-a spus: ai realizat acum ce ai făcut, Claudiu? Nu te-ai gândit că mă pierzi pe mine? Nu te-ai gândit că pierzi libertatea ta? Nu te-ai gândit că îți pierzi familia, frații, libertatea, tot? Pentru ceea ce ne-ai făcut? Ce visai tu să faci în viață când erai copil? Sincer să vă spun, nu prea. Nu prea aveam așa un vis al meu. Am fost un copil chinuit, mic, care nu puteam să merg și la școală și la muncă, că trebuia să am grijă de surorile mele mai mici. Și mă împărțeam în două părți. Nu știam. Și la școală să mă duc, și la muncă, și acasă să le ajut pe surorile mele. Că frații mei ăștia doi au fost arestați în momentul acela. Eu eram mic, aveam 13 ani. Aveam multe absențe la școală. Și la un moment dat m-am matriculat din școală. Din cauza absențelor, din cauza că na, nu am mers la școală și m-am matriculat. Am rămas doar cu 7 clase și am mers în a 8-a în primul semestru și în al doilea nu am mai mers pentru că, nu știu, sau nu te-ai gândit să-ți continui școala aici? Ba da, ba da. Asta e primul și primul lucru pe care vreau să-l fac. Dacă nu vei reuși să demonstrezi niciodată că n-ai făcut? N-am ce să fac. Trebuie să accept și merg înainte. Este unul dintre cei mai liniștiți deținuți din închisoarea de la Arad, dar și cel mai trist. În 2 ani de încarcerare s-a apropiat mult mai mult de Dumnezeu. Poartă discuții interminabile cu el. Îl imploră să-l ajute să demonstreze că el doar a furat, nu, a și ucis. Nu înțelege de ce nu a fost condamnat pentru ceea ce a făcut. A primit o sentință de 18 ani de închisoare. O viață de om. Vei rezista atâția ani aici? Doar Dumnezeu mă ajută. Îți faci planuri pentru perioada de după închisoare? Planul nu-mi place să fac niciodată. Eu trăiesc momentul și atât. Pentru că planurile întotdeauna te duce într-o extremă proastă. Planul dinainte nu-i bun. Fratele tău a regretat vreodată că te-a băgat în povestea asta? Da. Tocmai de-aia s-a recunoscut fapta. Tocmai de-aia și în continuare faci și el. Pași și aseară am vorbit despre chestia asta și m-a spus, zice, îmi pare rău, frate, că te-am băgat aici și că te-am implicat în toate chestiile astea. Dar vă jur, acum dacă mi-ar spune Claudiu, îți dau 25 de ani de închisoare și dau drumul frate tău, nu mi-ar părea rău. Pentru că se bucură copiii aia de el. Nu mi-ar părea rău, că e fratele meu, e sângele meu și pentru el dau viața. Ce fel de om ești tu? Cum te-ai descrie? Sunt un om simplu. Sunt un copil încă. Dar gândesc că sunt destul de bărbat ca să gestionez treburile și momentul de față în care mă aflu atunci, știu cum să-l controlez. Știu când trebuie să fiu copil, știu când trebuie să fiu bărbat, știu când este o discuție serioasă, știu când este o glumă, știu... Eu sunt deschițat la minte, am fost umblat în străinătăți, am fost în Germania, Austria, Franța, Spania, Italia, am fost peste tot. Și cum am umblat singur, am mers în Germania, m-am dus berișoara mea și m-au abandonat acolo. N-aveam unde să stau, n-aveam ce să mănânc, n-aveam de muncă, n-aveam chirie, n-aveam nimic. Și stăteam așa pe stradă și mă rugam la Dumnezeu să mă ajute să încăsesc de muncă. Dar nici de când să vin înapoi acasă cu mâinile goale la surorile mele, pentru că știu cum le-a lăsat. Și să mă întorc tot așa, nu pot. Și la scurt timp, am dat o fată acolo, în care
M-a ajutat cu loc de muncă. Am lucrat la un hotel prima dată. Amenajam camere de astea romantice. Făceam, veneau atunci tot felul de... Făceam cu inimior, cu șampanie, cu chestii de astea. Am lucrat o lună jumate. Am luat țapă, n-am primit niciun ban. Dar, în schimb, fata aia m-a ajutat cu chiria. Mi-am găsit o chirie la un turc și am explicat care-i treaba. I-am spus că n-am pe loc, că în Germania trebuie să plătești o cauțiune cu 3 luni înainte, că dacă distrugi ceva prin cameră ca să aibă de unde să stragă bani. I-am spus că n-am de unde să-i dau bani acum, dar o să mă angajez și o să-i dau bani. Și eu văzut că sunt sincer cu el, văzut că sunt cu minte, m-a așteptat de bani, mi-am găsit alt loc de muncă, tot i-am ajutat și acolo aveam 10 euro la oră, mi-am plătit chiria, mi-am ajutat familia, mi-am revenit. Am stat un an de zile, mi-am dus fratele acolo, pe Andrei, care cum e faptă. Au trecut 2 ani de când a intrat în lumea condamnaților. Îi se pare o veșnicie. Nu s-a obișnuit încă cu statutul de încarcerat. A învățat în această perioadă să se reinventeze, să aibă răbdare. A mai învățat să tacă și să-și asculte gândurile. Îi este teamă ca ceilalți deținuți să nu-i audă cumva gândurile. În lumea condamnaților nu este bine ca ceilalți să-ți știe durerea. La scurt timp, după ce a fost încarcerat, a înțeles că trebuie să supraviețuiască lumii celor condamnați. La ce vârstă ai plecat tu pentru prima dată în străinătate? La 18 ani. Și ce ai lucrat pe afară? Prima dată când am mers, am fost la izolat de blocuri. Am mers pe un șantier, a venit omul, mi-a dat cheile, poftim. Ăsta este blocul tău, mi-l dai la cheie. Bine, mi-a dat 15 oameni, ăștia sunt oamenii tăi. Ok, ai atâta timp ca să termini. Ok, am înțeles, m-a dat o săptămână la dispoziție ca să izolez o fațadă de bloc. Am izolat în 4 zile, mi-a dat țeapă de bani. După aceea m-a ajutat prietena asta de care v-am spus, m-a ajutat cu jobul la hotel, după aceea am trecut la alt job, tot cu curățenie, dar la curățenie de birouri. Și acolo am avut succes, n-am primit țapă, am primit bani, am fost angajat, după aceea am venit în România, asta cât am stat. După aceea am plecat în Spania, am fost la fel, tot la blocuri, făceam acoperișe, la un pocăit și am stat și acolo. 7 luni, am venit în țară înapoi și am dat de concubina asta mea, de Loredana. Și atunci am simțit că nu are rost să tot duc stânga-dreapta, stânga-dreapta, că nu se merită. Și fata asta era în golan, nu era în golan, să zici că era încă aparatele cu băutura, cu alea, dar în schimb umblam la cluburi, la discoteci, la alea, la alea. Aia un pic de anturaj, nu pot să zic, că n-am fost dușă de biserică. Cumva, pus cu picioarele pe pământ. Mi-a explicat. Prietenii nu te duce departe, băutura nu te duce departe, aparatele nici decât. M-a înțeles, a fost lângă mine, m-a explicat și prin ea parcă m-am cumințit. Parcă prin ea am înțeles tot. Am multe relații. Dar nu mi-a păsat de niciuna. Azi eram cu aia, mâine cu aia la altă, păi mâine cu aia la altă și tot așa. Iată că am dat de fata asta, parcă mi s-a schimbat viața. Nu m-a interesat că era mai micuță ca mine, care face 18 ani, anul ăsta. Într-o oarecare măsură, vârsta nu are o problemă, dacă te înțelegi. Dacă ar fi acum în fața ta, ce ei spune? Nici n-aș avea curaj să mă uit în ochii. Pentru că știu că au avut dreptate și pentru că ăsta mereu lângă mine și m-a ajutat și, nu știu,
m-a ridicat la un alt nivel, m-a schimbat cu tot. A fost alt om când am fost cu ea. Ea spune că îmi pare rău pentru ce s-a întâmplat și că îi mulțumesc pentru că v-au făcut să înțeleg niște lucruri în care eu atunci pentru nu contau. Speră că va veni o zi în care să arate lumii că a fost condamnat pe nedrept pentru ceea ce nu a făcut. Nu înțelege ce justiție l-a aruncat în temniță. Crede doar că Dumnezeu îl va ajuta și nu îl va lăsa de izbeliște. Ce reprezintă închisoarea pentru tine? Închisoarea reprezintă pentru mine este... Nu știu cum să vă spun... Nu ai parte de nimic. De libertate n-ai parte. Ai decât 2 ore pe zi aerul. Și ăla dacă ești bine și dacă nu, nu. Punctul de lucru este prea slab. Din orice îți face raport, dacă nu... Imediat te bagă pe cameră. Traiul este foarte greu. Magazinul este foarte scump. Este triplu cât este afară. Claudiu, o poveste între durere și asumare, între disperare și neputință, nu știe ce-i va oferi viitorul. El însă își lasă sufletul să viseze, își dorește cu o disperare ieșită din comun un viitor. Până atunci, în ochii lumii este cel care a primit 18 ani de detenție pentru omor. Eu la momentul ăla nu mi-am dat seama ce fac, n-am știut cum e închisoarea, n-am știut cum e viața de aici, Nu m-a interesat atunci, în moment, că pierd familie, că îmi pierd libertatea, că îmi pierd tinerețea, că îmi pierd familia, că îmi pierd concubina, că îmi pierd tot. Am pierdut pur și simplu tot, fără să fac nimic. De ce ți-e dor de afară? Primul și primul rând, mi-e dor de libertate. Mi-e dor de... să simt că trăiesc. Nu pot să mă bucur de copilăria mea. Udiu, o altă poveste controversată de după gratii. Dacă va demonstra că este nevinovat, rămâne de văzut. Sunt Adriana Stoicescu și vă dau întâlnire săptămâna viitoare, tot aici, la Condamnații. Am fost îngrijitor spații verzi și în timpul meu liber am pictat. Sunt artist amator. Cum a fost ziua în care ați intrat pe poarta închisorii? Mi-a fost foarte greu, că nu m-am... Primele 2-3 săptămâni nu știam unde sunt. Nu mi-a venit să cred că am ajuns să fiu la pușcărie. Încercam să-mi dau seama că totuși unde sunt, dar mi-a fost foarte greu să-mi dau seama. Era ca și un vis rău din care nu mă mai puteam trezi. Cât de vinovat vă considerați? Destul de mult. Aveți să vă reproșați ceva? Nu. Cred că numai din situația mea și din anumite chestii care n-am înțeles am ajuns aici. N-am fost destul de informat și prea puțin respect am. Familia v-a reproșat ceva? Nu. Cât mai aveți de stat aici? 6 ani și 4 luni. Și cum vedeți perioada asta? În momentul ăsta nu pot să-mi dăm seama cum o să treacă, dar încerc să îmi formez o viață aici, în penitenciar, și să nu mă mai gândesc la viața pe care am avut-o. Trebuie să mă, din punctul meu de vedere, ar trebui să mă acomodez și să mă mulțumesc cu tot ceea ce am aici. Credeți că veți rezista? Nu știu. Și cum arată prietenia la închisoare? Prietenia, prin principiu, ești foarte speriat și nu știi în cine să ai încredere, în cine să nu ai. Că un an mi-a fost la penitenciar, nu știi cum să te acomozi, pentru că aici sunt alte legi, ca și afară, să zicem, în libertate. În libertate ai o siguranță mult mai mare, ești mult mai sigur în tine. Aici, când intri
Când nu mai ai alături, simți că nu mai ai alături de tine nimeni, te pierzi un pic. Sunteți mai rău sau mai bun decât atunci când ați intrat în închisoare? Sunt mult mai bun. Ce ați învățat în perioada asta de detenție aici? Foarte multe lucruri am învățat și despre mine și despre viață. Adică, ce ați învățat? De exemplu, am învățat că lucrurile ar trebui să fie respectate mult mai multe și să încerc să profit de fiecare moment frumos pe care pot să petrec. Inclusiv ceea ce petrec și aici și afară. Pentru că aici m-am dat seama că lucrurile în interior sunt mult mai deosebite ca și cum sunt afară. Afară nu m-am uitat dacă cerul e albastru sau frunzele sunt verzi sau cum intră soarele prin ele. Sau chiar dacă am posibilitatea să mă duc la pescuit sau nu. Sau chiar momentul cel mai frumos când veneam de la servicii, mă puneam acasă pe o hintă și îmi serva cafeaua. Aici mă pun și aici mă pun jos să-mi beau cafeaua, încerc să-mi iau aceeași obiceiurile înapoi ca să-mi liniște sufletul, dar gratia pe geam și privirea afară doare.